pe tine, Dumnezeu și Tatăl nostru, căci ai fost partea noastră de mântuire, partea noastră de izbăvire. Amin. Ești Dumnezeul care meriți închinarea și lauda noastră în seara aceasta. Amin. Te rugăm să ne binecuvintezi la închinare. Amin. Cu o inimă smerită, cu o inimă curată. Și te rugăm, Amin. Tată, fii între noi, cercetează-ne tu, Doamne. Amin. Tu ai fost ajutorul nostru, din neam în neam. Înainte să fi făcut munții, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Amin. Și ești Dumnezeul nostru în seara aceasta. Amin. Ești Dumnezeu care faci minuni și te rugăm să intervii și în cazul familiei Ruth și Marius Bornariu. Amin. Noi te rugăm, Tată, nu să vorbi, vin în ajutorul lor și fă ca acești copilași să vină cât mai degrabă la părinții lor. Amin. Și dacă mai sunt și alți copii așa ai creștinilor, te rugăm, lucrează și pentru ei. Amin. Și te rugăm acea organizație Varne Verde, fă să dispară, Doamne. Amin. Fă ca toți oamenii și președinții și toți să vadă că e o lucrare diabolică și Tu lucrează, Doamne, în sensul acesta. Amin. Noi îți mulțumim că în seara aceasta ești cu noi, ne-ai cercetat deja, îndurarea Ta ține în veci pentru toți cei ce Te iubesc. Amin. Și pentru aceasta lăudăm și binecuvântăm numele Tău și vrem să o facem de acum și până în veci. Amin. 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 Doamne, Te lăudăm și mărim numele Tău pentru îndurarea Ta cea mare care ține în veci. Doamne, și în seara aceasta ne-am adunat ca să-Ți aducem închinare. Și am dorit, Doamne, să primești Tu jertfa buzelor noastre ca un dar de bun miros înaintea Ta. Amin. Doamne, Te rugăm să privești pe noi, Doamne, cu milă și îndurare. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca în anul acesta să ne pocăim mai mult. Amin. Dă-ne puterea aceasta, Doamne. Dă-ne Amin. Înțelepciune, Doamne. Amin. Te rugăm frumos, Doamne, să privești spre toți copiii Tăi de pretutindeni. Amin. Și în special în aceste clipe, Doamne, Ți-aducem pe cei care trec prin grele încercări. Aducem această familie Bornariu înaintea Ta. Și am dorit, Doamne, ca prin tot ce se face, prin tot ce se petrece, Doamne, numele Tău să fie cunoscut pe tot pământul. Amin. Fă să se vadă, Doamne, dragostea copiilor Tăi pentru Amin. Tine și Amin. Pentru semenii lor, Doamne. Amin. Lucrează Tu cu mare putere, Doamne, Amin. Și noi Îți mulțumim. Slavă Ție pentru toate. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Trebuie să cântăm o cântare de laudă înaintea Domnului cu întreaga biserică. Și după această cântare vom asculta pe David Burger, un solo la pian, apoi Victoria Iorgoni va avea o poezie și apoi un grup instrumental. Cântarea de la numărul 780. Cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți, luminează în calea acestei vieți. El prin orice rază ne străbate așa, mă bucură graiul în veci, nu te voi lăsa. Oh,
îmbrățișat, lumea așa s-a bucurat, de parcă n-a fi fost la fel ca anul ce-a trecut și el. Vrem fericire pe pământ, în locul unde suflă vânt, de încercare și durere, de bătrânețe și povere. Nu anul nou aduce sol pe calea noastră și nici flori, numai Iisus prin jertfa Lui dă strălucire cerului. Când anii noștri trec și vin, ne apropiem de un alt senin, de veșnicia de Hristos, și asta e marele folos. Amin. Amin.